Mulți se întreabă și pe noi ne întreabă de ce, de exemplu, președintele Klaus Iohannis nu s-a vaccinat încă. Pentru a da un exemplu celor care poate nu cred în această boală sau nu cred în eficacitatea acestui vaccin. Sau alți vectori de imagine, cel puțin din zona politică, nu știu, premierul sau... Nu pot să răspund în dreptul lor. Ce pot să vă răspund este în dreptul meu. Eu am avut COVID, am stat în spital, am fost destul de grav. M-am vindecat de COVID, mai am încă diverse reflexe din, și repercursiuni din zona respectivă și în momentul în care nu o să mai am anticorpi, acum am făcut câteva teste rapide să văd dacă mai am anticorpi sau nu, în momentul în care nu o să mai am, eu o să mă vaccinez. Și vreau să vă spun și motivul. Nu atât de mult că mi-e frică ca să iau din nou și să ajung iar în situația în care am fost, ci din cauza faptului că vreau să dau un exemplu și în același timp vreau să respect pe ceilalți. Din respect pentru ceilalți vreau să fac chestiunea respectivă, tocmai pentru a nu putea lua și nu a putea da în mod special. Știți că în zona eticii politice există un principiu, principiul non-vătămării, no harm se numește acest principiu. Acest principiu a non-vătămării spune, domnule, poți să crezi ce vrei, poți să faci ce vrei, până când nu afectezi libertatea, credința, bunul mers, viața celuilalt. Dar în momentul în care fac chestiunea respectivă, deja am o problemă. Și ca să vă dau un exemplu foarte plastic, poți să crezi și în piatră, n-am o problemă că crezi în piatră, problema este dacă iei piatră și dai cu ea în mine, că atunci deja am o problemă. Ei, același principiu aplic în zona asta. Adică în momentul în care eu deja pot să fac prin comportamentul meu, prin atitudinea mea, prin non-vaccinarea mea rău celuilalt, deja am o problemă încălcând acest principiu etic a non-vătămării.